Bună dimineața, dragilor, și bine v-am găsit la un nou video la mine pe canal. Astăzi este sâmbătă, este weekendul în care eu lucrez, doar că nu avem evenimente și cred că voi fi liberă. Mă duc să iau micul dejun, o să mănânc un corn cu lapte sau cappuccino, cred că îmi fac cappuccino. Și după aia vreau să fac baie, pentru că mă simt îngrozitor. Ar trebui să-mi vină ciclu și am dureri de 3 zile, numai am dureri stau. Zici că trebuie să nasc niște crampe la ovare, niște dureri îngrozitoare. Și vreau să fac un duș, după aia am destrâns hainele astea, am pus aseară la spălat. Am dormit foarte bine pentru că am luat pastila aseară și toată oboseala acumulată de săptămâna asta am reușit să mă remontez și să dorm mai mult decât în celelalte zile. Mai sunt niște noutăți pe care vreau să vi le zic, doar că le luăm treptat. Prima dată mă duc să iau micul dejun. Eu încă sunt în pijamale și exact cum m-am trezit, am stat o leacă pe telefon și am venit în bucătărie. A făcut mama niște cornuri foarte bune. Bine, au mai rămas foarte puține, că s-au mâncat. Dar vi le arăt oricum. Eu am pus o poză la poveste, dacă mă urmăriți și pe Facebook și Instagram. Ia uitați-vă cum arată. Numai sunt așa rumenite. Încă ne obișnuim cu cuptorul ăsta, că nu știm exact cum, cât trebuie lăsat și așa. Doar că sunt delicioase. Și eu acum vreau să fac un cappuccino și să mănânc un corn de asta. Este deja ora 10, cam târziu or. Ia să vedem, lapte pentru cappuccino. Să nu vă zic ce a fost săptămâna asta. La birou a fost o nebunie. Dintr-o parte mi se zice să fac emisiuni, dintr-o parte n-am cu cine face emisiuni, în sensul în care n-am cu cine filma. Și e aiurea. Mi-am dus mașina la RAR. O nebunie și acolo. După ce am stat 3 ore, mi-a dat revenire, respingere. Se pare că nu mi-a zis nimic de uși. Faptul că mi-apare bag-ul ăla în bord, că nu se închid ușile, deși ele se închid. Dar în schimb, ceva cu toba. La mine toba e foarte joasă și nu am scut la tobă. Și cred că știu unde am atins-o. La un moment dat, într-o zi, venisem rapid de la muncă în timpul serviciului și trebuia să iau niște acte de acasă și să mă întorc repede la birou. Și am zis mamei să coboare în fața blocului, să-mi dea acele acte. Eu am tras în fața blocului. După aia, în spatele meu, am mai tras o mașină, nu mai aveam cum să ies, trebuia să ajung la birou și am luat-o pe scurtătură, adică am luat-o pe de-a dreptul. Am ieșit direct din fața blocului, am trecut cumva pe trotuar și am ieșit direct în OMV, pentru că OMV-ul este chiar lângă noi. Și cred că atunci am atins puțin, băi, dar puțin de tot, adică și cred că, da, s-a stricat toba. Doar că nu e o chestie foarte gravă, adică poate înlocui, nu e foarte scump. Și asta este revenirea. Din câte am înțeles, nu mai trebuie să plătești, mai achizi o taxă de 50 de lei, ceva de genul, la revenire. Și asta este, m-am întors. Eu mi-am luat și, stați să vedeți, că eu mi-am luat liber. Mi-am luat zi de concediu, că știam că la RAR se stă mult și într-adevăr s-a stat. Adică eu am avut programare la 10 și pe la 2 am ieșit, m-am dus să mănânc la Carrefour și după aia m-am întors. În timpul ăla vorbeam cu mecanicul pe WhatsApp și după aia m-am întors și am lăsat mașina la service. Și imediat cum o scot din service, va trebui să o duc din nou la revenire. De data asta nu mai am nevoie de programare,
O duc așa, se uită numai la chestiile alea două, dacă au fost, erau două probleme, nu mai știu, una ceva cu frâna de serviciu, dar nu știu să vă zic exact termenii tehnici. Și de data asta, la revenire, o să se uite doar la problemele alea două și primesc undă verde să circul. După aia va trebui să o înscriu la poliție și la primăria din satul unde am domiciliu. Eu încă am domiciliu pe Măriței, deși stau în Suceava. Acolo am și medicul de familie. Uite, aș putea mânca și un măr. Da, mai uite că ăsta se strică. Bun. E spălat, că le-am spălat când le-am pus în coș. Dacă era frumos afară, eu aveam de gând să mă trezesc. Mie îmi place tare mult să mă trezesc de dimineață și să ies afară dimineață, să prind aerul ăla de dimineață. Doamne, deci e genial aerul de dimineață. Doar că m-am trezit pe la 7, m-am uitat pe geam, am văzut că era întunecat afară, stă să plouă așa. Și am zis, nu, n-are sens că... Și am dormit până la 9. Am primit destul de multe mesaje în privat de la voi. Vă mulțumesc tare mult. La cine pot și știu, răspund. Uite că mi se termină și cafeaua. Dar cred că astăzi nu-mi fac cafea, adică nu pun plic de 3-in-1. O să pun doar cappuccino. Cappuccino ăsta este slab. Și... e numai bun. Trebuie să mai cumpăr, că nu mai am. Poate ajung la Lidl astăzi, dacă tot ies la o plimbare. Vreau să fac baie, să mă usuc pe cap și după aia să ies afară. Și poate merg până la Lidl strict pentru cappuccino. Am fost criticată dur cu cappuccino ăsta. Ia să fac un pic de spumă la lapte. Wow, ce... Zici că e lapte acum amuls. Dar eu am luat niște baterii. Oare dacă pun bateriile alea... Ia, stați să văd. Mi-am cumpărat niște pantaloni de stat în casă. O pereche o am pe mine. Ăștia sunt. Și o pereche neagră. Și am luat și niște baterii. Și vreau să schimb la chestia asta care se învârte. Învârtitorul, cum îi spune Ciprian, învârtitorul. Să văd dacă poate face mai bine, știi, dacă îi pun baterii noi. Și nu prea am lumina așa bună în casă. Mama e acolo sus, face treabă. Face ordine, ba pe dulap, ba în dulap, ba... Așa. Am baterii. Perfect! Am luat special pentru învârtitorul ăsta. Ia să schimbăm. Stai să vedeți acum ce spumă va face. Wednesday, mai apare Wednesday? M-am tot uitat pe Netflix, era vorba să apară de Crăciun. De Crăciun n-a mai apărut. După Crăciun, nici atât. Când apare sezonul 2 din Wednesday? Eu m-am uitat la sezonul 1. Așa e. Băi, da! Deci erau slabe bateriile. Ia să facem spuma. Wow! Cred că dau pe jos.
Da, stați așa să torn puțin în pahar. Nu mă vedeți așa? Îmi fac cappuccino aici. Așa. O să torn puțin lapte. Da, nici nu se compară. Deci am pus baterii. Da, frumos. O să pun și un pic de spumă. Da. Dacă se uită iubitul meu la videoul ăsta, o să-i spun acum, îi transmit în video, să schimbe bateriile. Eu i-am dat niște baterii, da, cred că erau slabe, erau mai vechi. Să cumpere baterii noi, pentru că cu baterii noi face mult mai bine. I-am luat și lui unul de ăsta. Da. Bine, dragilor, ne vedem de la baie. Stați să-mi iau și un corn. Ce-mi plac vlogurile astea în care n-am nimic de făcut. Doar să am grijă de mine. Delicios. Am făcut baie și cât mă usuc, vroiam să vă arăt ce am cumpărat ieri din Sinsay. Nu am vrut foarte multe, am luat doar chestiile de care aveam neapărat nevoie, și anume un tricou negru. Așa arată. Bine, acum e boțit ca stat în pungă. E simplu. Mărimea M, pentru că eu de obicei port L, dar am observat că la ei mărimile sunt puțin decalate. Și a costat 15 lei. Mi s-a părut super bun. Eu mai am tricouri negre, dar le port foarte mult pentru că am sacouri, am bluze și de obicei iau tricou negru pe dedesubt. Stau pe sub sacou și am luat așa o pereche de pantaloni negri de training. Eu mai aveam o pereche doar că au rămas mici și ăștia i-am luat mărimea M. De la Sinsay, îmi place foarte mult că sunt așa, un material foarte bun, este un material de care nu se prinde puful. Și am luat așa pe negru, 28 de lei am dat pe ei și mi-am mai luat o pereche pe care deja voi ați văzut-o, pe griu. Așa arată. I-am luat de stat în casă sau de ieșit un pic la plimbare în jurul blocului sau când mergi până la magazinul din colț, să-mi fie mai comod, să pot ieși rapid din casă exact în pantalonii în care sunt îmbrăcată. O să iau pe ăștia acum. Cam astea au fost cumpărăturile. Trebuie să-mi schimb prosopul din cap, pentru că eu de obicei schimb de două ori prosopul după ce fac baie. Pun primul prosop care se udă foarte tare, apoi îl pun pe al doilea și abia apoi îmi usuc părul cu uscătorul. În sfârșit.
Am avut și eu timp să stau în duș, să mă ocup de mine. Vreau să merg până la Lidl. Încă nu s-au uscat hainele astea ca să le strâng. Mai trebuie să stea. Mă duc până la Lidl, vreau să cumpăr cappuccino. Am mai vrut ceva să iau. Vreau să mă uit după un halat de baie, capot de baie, dar să fie din bumbac. Vedem. Mergem așa în plimbare, văd că s-a făcut frumos afară, eu mă usuc pe păr și nici nu știu dacă o să mi-l îndrept cu placa, cred că nu-l îndrept, îl las așa mai simplu, că e weekend și doar îl usuc, mă îmbrac și ies din casă, mergem la Lidl. Vreau să vă arăt ceva, uitați cum stă poliția acolo, exact peste drum de blocul meu. Nu știu cât se vede, o să încerc să dau zoom. Ia uitați-vă. Stau la pândă și opresc mașini. Da. Am ieșit afară, m-am îmbrăcat foarte comod. Pantalon de training, bluză de training, mergem la Lidl să-mi cumpăr una alta. Am ieșit cu mama. E o vreme atât de frumoasă, deci chiar e de plimbare. Și eu n-am mai vrut să car camera cu mine, așa că o să filmez cu telefonul. Am venit de la Lidl și vă arăt rapid ce am cumpărat. Am luat un chips. O să-mi ajungă chipsul ăsta o lună de zile. Am luat niște de-astea cidru. De obicei, în weekend mai beau câte un cidru. Unui de pere și unui de mere. Am luat frape. Să fac frappuccino. O cutie. Nu știu de ce vorbesc atât de greu. Un cappuccino. Wafe. Un pachet de biscuiți de aceștia, pentru că atunci când îți e foame în teren, trebuie să ai mereu câte un biscuit de la tine, că se stă în teren mult și e la sol. Două ciocolate albe, simple. Căutam de alea albe cu portocală, dar n-am găsit. Am luat o zacuscă de vinete, ușor picantă. Mie îmi plac mâncărurile picante. Pâine prăjită, e genială. Am luat niște cabanoși de ăștia sticks cu chili. Sunt destul de picanți, i-am și desfăcut ca să-i gust. Sunt picanți, dar sunt foarte buni. Am luat o maioneză de asta cu usturoi, zice că e ca de la KFC. Am mai avut o dată de asta și să știți că chiar e ca cea de la KFC, adică și am văzut că era redusă de la 18 lei la 12 lei și mi s-a părut ok. Și am mai luat o pastă de ardei iute. Poți să o pui pe cartofi prăjiți, pe orice de fapt.
astea sunt cumpărăturile, mai mult am ieșit ca să mă plimb, nu ca să cumpăr ceva anume. Pentru că n-am nevoie de nimic, propriu zis. Azi nu m-am machiat deloc. Sunt așa foarte lejer îmbrăcată. Delicioasă. Cred că o să desfac un cidru de asta să beau. Să mă mai uit la ceva pe YouTube. Nu cred că s-au uscat hainele ca să le strâng. Genial. E și rece. Cred că pe celălalt o să-l pun în frigider să fie rece. Ia să punem asta. Gata, merg în cameră să mă odihnesc și eu puțin. Eu am uitat să mai filmez. Adică am dormit, am mai stat și până la urmă am zis hai să deschid totuși camera și să termin acest vlog. Mâine aș vrea să filmez altul, poate filmez o pastilă de spiritualitate. Știți că eu am rubrica aia la mine pe canal, pastila de spiritualitate. Și mă gândeam să fac conținut și pentru acea rubrică. Vreau să vă arăt ce mâncare am făcut. Iar o să primez comentarii nașpa că nu e o mâncare prea sănătoasă. Eu vă arăt ce mănânc. Aici este o ciorbă, da, cu orez. Mie așa îmi place ciorba, mai deasă. V-am spus eu de ce, pentru că am gastrită și dacă mănânc cu prea multă zeamă, mă roade stomacul. Aici am varză. Pare orez, dar e varză, vă asigur că e varză. Aici este un fel de tocăniță cu ceapă și cu carne. Și mai adaug la aceasta și cârnații ăștia, care sunt cârnați de casă. I-am primit de la iubitul meu. Așa, piure de cartofi. Eu când gătesc, gătesc cantități mici. Și aici este o combinație de din toate cele. Da, mă pun să le bag la frigider. Și după aia ne apucăm să strângem hainele din cameră. Nu știu de ce nu-mi place lumina asta. Nu e bună lumina. Asta e mai bună. Da, deci cred că vă pun tot aici. Clasic. Vreau să fac frappuccino. Știu că este cam târziu și n-ar mai trebui să beau cappuccino sau frappuccino, dar că eu mi-am luat... E prima dată când îmi iau frappe
Și chiar vreau să văd cum e, mai ales că eu am dormit ziua, deci nu mă aștept să mă culc prea devreme. Așa că o să fac cu lapte rece. Știți că frapeul e bun rece. Și vreau să-l testăm împreună. V-am arătat cutia pe care am cumpărat-o de frape din Lidl. Să vă mai arăt o dată. Aceasta e. Și plicurile arată cam așa. Și acum o să încercăm să vedem dacă are gust, nu are gust, ce se întâmplă. Astăzi sunt foarte naturală. Așa e părul meu, nu l-am îndreptat deloc. Pur și simplu m-am spălat pe cap și l-am lăsat în voie. Și nu folosesc nimic pentru păr, pentru că m-ați mai întrebat dacă folosesc ceva, dacă am un tratament pentru păr, nu. Doar șampon și balsam. Și chiar o să mergem în baie să vă arăt ce folosesc. Ia să luăm asta. Așa. Folosesc produsele de la Kalos. Mi se par foarte bune. Așa, acum e acum. Să vedem dacă iese ceva. Păi să știți că e și bun. Wow! Ia să vedem momentul adevărului. Foarte bun. Foarte bun. Are așa, e foarte slab, foarte light și are un gust de scorțișoară. Cred că conține scorțișoară. Bun de tot. Da, o să devină băutura mea preferată, frapeul ăsta. Așa. Haideți să vă arăt produsele pe care le folosesc pentru păr. Așa. Dacă tot m-am spălat pe cap, să vă arăt ce am folosit. Folosesc șamponul ăsta de la Kalos, cu keratină. Keratin se numește. Care este undeva la 15 lei. Îl găsiți și în DM. Îl găsiți în Auchan. Și stați așa că ăsta n-are închis capacul și o să fac o boacănă. Și balsamul de la aceeași marcă. Care este 11 lei, parcă, bidonul ăsta. Are 1 kg, 1000 de mililitri, tot de la Kalos, tot keratin se numește. Deci asta folosesc pentru păr și mă spăl, deci pun o singură dată șampon, mă spăl, mă clătesc destul de bine, după care aplic balsamul de la jumătatea firului de păr până la vârfuri și îl las așa cam 2-3 minute. După aia clătesc și părul e destul de sănătos, nu are vârfuri despicate, n-am avut de mult vârfuri despicate, e ok. Și se așează și bine, atunci când nu-l dau, uneori nu prea dau cu balsam, de lene cred că... Dar se vede diferența atunci când nu folosesc balsam, că nu mai e atât de fin, nu mai e atât de mătăsos. O, Doamne, câte haine am de strâns și am de făcut puțină ordine în dulap, că s-a făcut dezastru. Vă țin cu mine!
N-am o lumină tocmai bună. M-am învârtit în toată camera să încerc să găsesc o lumină potrivită, dar n-am reușit. Din partea aia îmi bate umbra de la grindă și aici am umbra pe perete. Cum o dai nu e bine, dar rămâne așa. Sper că sunt ok. Am zis să împăturesc hainele și să mai vorbesc cu voi, pentru că cam asta voi face. Eu am șters pe jos, am șters praful, dar n-am mai filmat, pentru că n-am avut baterie la cameră. Și până s-a încărcat camera, eu deja făcusem toate astea. Așa că am zis că lasă, că filmez cum împăturesc hainele și cam ăsta va fi vlogul. Este un vlog așa, pe chill, pe relax. Am văzut că a postat Roxana a Ioanei vlog și eu urmăresc și m-a motivat să filmez și eu și să postez. Bine, ea n-a mai postat de mult timp, ce-i drept. Chiar mă întrebam dacă e bine. Astea sunt doar hainele mele, tot ce vedeți aici. Am spălat două mașini de haine, una albă, una haine negre. Da, se simte balsam. Nu știu ce balsam folosesc unii și spuneți-mi, vă rog, că miroase după ei, zici că s-au dat cu parfum. Sunt unele balsame atât de puternice, eu încă n-am descoperit un balsam așa plăcut, puternic, dar să nu fie așa neplăcut, să fie și plăcut în același timp. Miros și astea, dar nu poți să zici că persistă, adică știți că sunt unele familii la unele case care îi cunoști după mirosul de la haine, pentru că au un miros specific, nu știu, fiecare casă cu mirosul ei specific de haine. Ei, eu n-am niciun miros. Nu știu ce... Probabil sunt balsame de rufe mai puternice. Dacă știți voi un balsam de la care să persiste mirosul, vă rog să-mi spuneți în comentarii. Pentru că astea, Lenor, eu ce iau? Lenor, cred că folosesc. Cocolino. De-astea, ce găsești în comerț. Știu că produsele italiene sunt foarte bune. Ah, bluza asta. Nu știu dacă o pun în dulap sau să o pun pe umeraș. Iar aș vrea să discutăm despre un subiect. Știu că o să stârnească multă controversă. Eu sunt genul de persoană care dacă nu are timp pentru ea, cum a fost ziua de astăzi și va fi și ziua de mâine, eu nu pot să dăruiesc toate zilele persoanelor apropiate. Nu știu, eu dacă nu am timpul meu singură de stat cu mine și... O să spuneți, bine și bine, și ce faci în timpul ăla cât stai singură cu tine? Nu fac nimic. Nu fac nimic. Uite, să fac așa în voie, să filmez un vlog, să fac curățenie. Ăla este timpul meu cu mine și nu-mi place să-l împart cu alții. Și la ceva timp eu simt nevoia să stau singură, măcar un weekend. Deci am nevoia asta de singurătate. Dacă nu mă conectez cu mine și nu meditez și nu mă gândesc și nu reușesc să fac față săptămânile care urmează, adică măcar o dată la două săptămâni simt nevoia să am timpul meu, o zi, două, să fiu doar a mea, știi? Pentru că în rest și să fie o zi în care nu merg la muncă, că atunci când mergi la muncă nu mai e timpul tău, e timpul șefului, da? Că îl dedici lui. Nu e ca și cum muncești la visul tău, că nu e firma ta. Și iar o să mă judecați că de ce nu îl vedeți pe iubitul meu mai des, că de ce nu ne întâlnim. Să știți că ne întâlnim, ne-am întâlnit săptămâna asta, cred că de vreo două ori, trei ori. Dar weekendul ăsta l-am ales să-l păstrez pentru mine. Pentru că, în primul rând, am avut niște dureri groaznice de burtă. Trebuie să-mi vină ciclu, încă nu mi-a venit, dar durerile de dinainte zici că sunt în durerile nașterii. Eu am dureri foarte mari la menstruație și o stare foarte proastă.
Și nu suport să mă atingă nimeni, nici pe umăr. Deci dacă mă atinge mama pe umăr, să-mi zică, dă-te puțin mai încolo. Nu, pentru că am acele bufeuri și acele stări foarte nasoale, de vomă, de rău, de leșin, de mi se înmoaie genunchii de la jumate. Și dacă mă atinge cineva, nu suport să fiu atinsă. Nu suport, pur și simplu. Am dureri atât de mari încât în corp, încât oriunde mă atingi, mă doare. Nu-mi place, nu suport. Și o stare de irascibilitate. Și am luat astăzi două Nurofene și mi-a mai trecut durerea. Dar în continuare e starea aia de irascibilitate foarte accentuată și da, o controlez, vă dați seama că nu pot să o controlez, dar în același timp nu vreau să văd pe nimeni. Nu vreau să fiu singură cu durerea mea, să-mi revin și apoi să mă întâlnesc cu iubitul meu sau cu prietenii. M-a chemat o prietenă astăzi la suc și tot nu am ieșit. Adică nu e o chestie când vreau să fiu cu singură, nu e o chestie că nu mă întâlnesc doar cu iubitul meu, nu, nici cu prietenele mele nu mă întâlnesc. Băi, deci frapeul ăsta e genial, e atât de cremos și atât de bun. Ăștia-s colanții mei. Am vrut să iau niște colanți asemănători, dar n-am găsit. Ăștia sunt cam trecuți deja. Lucesc în genunchi. Nu mai pot să-i port. Au fost purtați săracii și repurtați. Deci mi-e atâta de rău, nu vă spun. Efectiv, bazinul tot mă doare. Bazinul, zici că nasc, am niște crampe îngrozitoare și picioarele mi sunt foarte moi. Și îmi vine să vomit, adică nici nu prea am mâncat mare lucru. Nu pot mânca. Sunt așa niște zile dinainte să-mi vină menstruația în care fac post negru, fără să vreau, nu pot mânca nimic, pentru că orice mănânc, vomit. Și nu vreau să văd pe nimeni, nu vreau să mă întâlnesc cu nimeni. Am mai făcut prostia asta să mă chinui, să mă întâlnesc când eram așa cu iubitul meu și nu, pur și simplu am dormit. Nu am putut de durere și de stare de rău. Și am zis că decât să fie așa, mai bine stau singură cu durerea mea și timpul meu cu mine. Afară e întuneric. E deja noapte. Uite-mă că eu am tricouri negre. Am vreo patru tricouri negre, dar parcă niciodată nu mi-ajung. Mereu tot îmi cumpăr. Vai de capul. Nu mai pot. Țin minte că am avut, după ce am eliminat chistul ovarian, am luat un tratament foarte puternic ca să elimin un chist de 7 pe 7 cm prin tratament. Vă dați seama că nu e ușor. Mi-a și spus că vezi că tratamentul o să-ți schimbe total comportamentul, starea de spirit. O să fie un tratament dur pentru psihicul tău. Tratamentele astea hormonale afectează psihicul. Și țin minte că atunci, în perioada când eliminam chistul, aveam niște bufeuri incredibile. Deci simțeam că fac febră într-una și, de fapt, temperatura corpului era de 36 cu 8, spre 37. Deci eram în prefebră și era îngrozitor. Și vă dați seama că
Au rămas niște sechele de la acel chist. Pentru că pe mine ovarul drept, unde a fost chistul, mă doare îngrozitor. Mă doare mult mai tare decât cel stâng. Și spatele, tot mă doare. Și mi s-a zis că o să se mai facă, trebuie să am mereu grijă. N-am mai fost la controle, ar trebui să merg pentru că nu mi-am mai făcut analize de mult timp. Vreau să scap cu mașina, să o registrez, să fie în regulă, că nu mai pot. Atâta birocrație este în țara asta, de n-ai văzut, frate, nu știu, n-ai văzut. Du-te și acolo, stai la coadă acolo, plătește aia, întoarce-te aici. Achită taxa dincolo, întoarce-te aici. Nu putem, de ce nu putem operaționaliza serviciile astea? Băi, ca să-ți faci, de exemplu, cum a fost eu, să merg la RAR, da? Păi, decât să stau 4 ore acolo, eu trebuie să-mi iau liberă ziua aia, pentru că nu poți, efectiv. Păi, decât să stai atât de mult, de ce nu se încearcă operaționalizarea serviciilor? Nu știu, hai să stăm jumătate de oră, hai să stăm o oră, dar nu 4 ore să stai la RAR, să-ți verifice mașina, să-ți dea respingere, să mai vii încă o dată, să mai stai 4 ore, deci următoarea dată iar trebuie să-mi iau liber de la servici. Și uite așa tot. Și nu e ok nici să-mi iau atâta liber. Bine, șeful știe de ce mi-am luat, dar mă simt eu prost, da. Dacă am fi un pic mai, nu știu, operațional, mai... Sunt așa de sătulă de birocrația asta din țară. M-am săturat pur și simplu. Trebuie să duc hainele în dulap. Dar stau puțin de vorbă cu voi și după aia duc. Le duc și mă pun să editez vlogul ăsta. Adică de ce trebuie să fie o birocrație atât de mare cu toate serviciile astea? Nu prea am înțeles nici de ce costă atât de mult rarul. Am dat 740 de lei la rar. De ce costă atât de mult? Ce am plătit, practic? Că nu înțeleg, nu... Nu pot să înțeleg. Da, asta este. Bine, măcar că a doua oară nu voi mai plăti, că cred că nebuneam. Probabil s-au gândit și ei că vin... Erau foarte mulți acolo pe care îi respingea, adică nu trecea. Cred că cât am stat eu în alea 4 ore, 2 au trecut. Atât. Fereastul le dădea revenire. Adică să mai revină o dată. Da. Dar într-un fel e bine că mi-a dat revenire, că dacă aveam problema aia cu toba, nu puteam sta așa cu ea fisurată. Adică, na. O să încerc să-i pun un scut. Că așa, la gropile noastre din drumuri... Este, de exemplu, când vin de la muncă, cum o iau la dreapta, o groapă atât de mare pe care n-ai cum să o eviți, pentru că pe partea cealaltă sunt mașini care vin din spatele tău pe aceeași bandă, pe banda de lângă tine, și n-ai cum să o colești, pur și simplu, și trebuie să o iei din plin. Și cu gropile pe care le avem în străzi, imediat îți distrugi toba la mașină și nu e ok. Na. E foarte... Mi-am dat seama așa că mașina e foarte sensibilă. Altădată când vedeam un accident în care mașina era praf, mă gândeam, bă, cum să faci mașina praf? Dar acum, după ce am văzut că puțin am atins jos și s-a dus toba, mi-am dat seama că mașina e destul de fragilă, așa, în definitoriu. Și e foarte ușor să-i strici toba. Mai ales dacă e o mașină joasă, așa cum este mașina mea. Da. Cam ăsta a fost vlogul de astăzi, dragilor. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare. Vă mulțumesc pentru comentarii. Am primit multe comentarii în ultimul timp și mesaje în privat. Și vă mulțumesc. Acolo unde pot ajut. Unde nu știu, spun că nu știu. Că nu dețin eu secretele...
universului. Și cam asta este. Mă apuc să editez vlogul ăsta. Nu uitați să vă abonați, pentru că m-am uitat în statisticile YouTube și dintre persoanele care mă urmăresc, doar un procent mic dintre cele care se uită la vloguri sunt și abonate la canal. Undeva la 75% nu sunteți abonați la canal și mi-ar plăcea tare mult să vă abonați, pentru că pe mine mă ajută foarte mult lucrul acesta. Mă ajută și comentariile voastre pe care mi le lăsați, pentru că ajută algoritmul YouTube să recomande videoul mai departe și ajută și faptul să vă uitați la reclame, adică să lăsați să ruleze reclamele. Eu, sincer, nici la videourile mele nu las să ruleze reclamele, dar dacă sunteți în casă și faceți treabă și vă uitați la vlogurile mele, atunci lăsați să ruleze reclamele, pentru că pe mine mă ajută foarte mult. Fac și eu un bănuț în plus din aceste reclame, practic, care rulează la videourile mele. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare, iar până când ne vedem data viitoare, kisses!